Mulțumesc foarte mult! România este pe locul 47 în lume atunci când vine vorba despre puterea militară pe care o are. În regiune depășim Serbia, Bulgaria și Ungaria, o spun specialiștii militari de la Global Firepower. Topul armatelor din lume rămâne însă neschimbat față de anii trecuți. Statele Unite ale Americii, Rusia și China apar ca fiind cele mai puternice. Laurențiu Rădulescu este în acest moment în direct cu toate informațiile. Te ascultăm! Bun găsit, 145 de națiuni au fost analizate în cadrul acestui studiu. România se află în momentul de față pe locul 47 în întreaga lume în ceea ce privește puterea militară. Au fost analizate de la achiziții militare, ceea ce avem din punct de vedere strategic, de asemenea drumurile pe care pot circula tancurile, taburile, tehnica militară în momentul de față, dar și numărul de militari pe care îl putem mobiliza în cazul unui conflict. Din acest punct de vedere, România, în cazul unui război, poate mobiliza numai puțin de 7 milioane de soldați, Ungaria 3,7 milioane, iar Bulgaria 2,6 milioane de militari. Pe hârtie, România stă bine și în ceea ce privește achizițiile și spun acest lucru pentru că, în primul rând, vrem să cumpărăm în următorii 5 ani atât avioane militare, tancuri, dar și două submarine de la francezi. Există negocieri din acest punct de vedere. Nu în ultimul rând, trebuie să vorbim și despre o mărire a bugetului considerabilă de la 2 la 2,5% din PIB. În ceea ce privește cele mai puternice armate din lume, topul este început, bineînțeles, de Statele Unite ale Americii, Rusia și China, completat, bineînțeles, de India, Marea Britanie și Coreea de Sud.